Atletul Mihai Militaru a devenit dublu campion în weekend. Sportivul a excelat în probele de 100 de metri plat și 200 de metri plat în etapa finală a campionatelor naționale Under-16, competiție găzduită de stadionul Iolanda Balas din București. Atletul pregătit de Gabi Hurmoză s-a impus cu timpul de 11 secunde, 45 de sutimi în cursa de 100 de metri și cu timpul de 23 de secunde 300 de sutimi în cea de 200 de metri. Și fetele s-au descurcat bine în competiția din weekend. Ce se Plăiști a ocupat locul al 8 în cursa de ștafetă, 4 ori 100 de metri fete. Sportivele care au reprezentat clubul sunt Medea Ștefan, Evelina Fătu, Daniela Dârman și Elisa Șerban.